Recepționăm astăzi lucrări de întreținere și reparații făcute în anul 2020 pe șanțurile cetății Alba Carolina și la porțile principale. S-au făcut lucrări de întreținere la mobilierul urban, coșuri de gunoi, stâlpi care au fost deteriorați și foarte, foarte important, am refăcut aproape toate podețele și s am revorsit, atât la poarta a treia, a doua, a patra a 5-a, a a 6 Totodată s-au făcut lucrări de întreținere pe zidurile de sprijin, acela tic care este atât de deteriorat. S-au făcut niște lucrări experimentale care dau satisfacție și care ne spun că am găsit varianta prin care să conservăm cărămizile care se deteriorează. Atât în zona PAP 13 adică pe latura de est cât și pe latura de vest. Vom continua în 2021 lucrările de întreținere și de mentenanță la cetate. Sigur, sunt destul de costisitoare. Cele pe care le recepționăm astăzi au costat aproape 500.000 de lei, dar ne dăm seama și astăzi am făcut o evaluare amănunțită în șanțele cetății pe latura de est, de vest și de nord. Ne dăm seama că vor trebui aduși bani mulți în viitor pentru întreținerea cetății, pentru mentenanță și pentru, pentru reparații. Și foarte important, cred că aceste fonduri vor trebui să fie atât din bugetul intern, dar mai ales vor trebui să fie din surse externe.